Iov, capitolul 33, de la versetul 12 până la 33. Iată, îți voi răspunde în aceasta, tu nu ești drept pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul. De ce te plângi împotriva lui? Pentru că el nu dă socoteală de nici una din faptele sale. Pentru că Dumnezeu vorbește odată și de două ori și omul nu ia seama. Într-un vis, într-o viziune de noapte, când cade somn adânc peste oameni, în ațipiri pe pat, atunci el deschide urechea oamenilor și le pecetluiește învățătura, ca să întoarcă pe om de la faptă și să ascundă de om mândria. El îi păzește sufletul de groapă și viața de la pieirea prin sabie. El este pedepsit și cu durere pe patul lui și cu luptă neîncetată în oasele lui și viața îi este dezgustată de pâine și sufletul lui de mâncarea gustoasă. Îi piere carnea de nu se mai vede și oasele lui care nu se vedeau ies în afară. Și sufletul lui se apropie de groapă și viața lui de cei care aduc moartea. Dacă ar fi un înger cu el, un mijlocitor, unul dintr-o mie, ca să arate omului datoria lui, atunci va fi îndurător cu el și va spune, scapă-l ca să nu coboare în groapă. Am găsit o răscumpărare. Carnea lui va fi mai fragedă decât în copilărie, el se va întoarce la zilele tinereții lui. Se va ruga lui Dumnezeu și el îl va primi cu bunăvoință și va vedea fața sa cu strigă de bucurie și el va da omului dreptatea sa. Va cânta înaintea oamenilor și va zice, am păcătuit și am strâmbat ce este drept și nu mi s-a răsplătit. El mi-a scăpat sufletul ca să nu meargă în groapă și viața mea va vedea lumina. Iată, toate acestea le lucrează Dumnezeu de două, de trei ori cu omul ca să-i întoarcă sufletul de la groapă, ca să fie luminat cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi. Vorbește pentru că doresc să te îndreptățesc. Dacă nu, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciune. De a spune câte ceva din textul care a fost citit, aș vrea să reamintesc că într-o întâlnire anterioară la care au lipsit probabil cei mai mulți, într-un mod deosebit, oprindu-ne asupra versetului 12, în care este de fapt prima acuzație puternică pe care o face Elihu și prin care se aliniază la ceilalți trei înțelepți, tu nu ești drept, argumentul lui nu ești drept pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul, nu este potrivit, cineva este drept înaintea lui Dumnezeu pentru că este îndreptățit de Dumnezeu și tocmai pentru că Dumnezeu este mare, numai cineva care are o mărime necuprinsă, o măreție, aceasta este aura mării, pe el cerurile și cerurile cerurilor nu pot cuprinde, dar pe lângă asta nu mărimea în sine, sigur, ci măreția, gloria măreției lui, măreția lui necuprinsă. Aceasta este temeiul pe baza căruia el poate să îndreptățească. Dacă nu ar fi mare, nu ar putea îndreptăți. Sigur că nu este mai mare, aceasta este o exprimare incorrectă, dar că este mare, are o mărire absolută, aceasta este temeiul îndreptățirii noastre și am insistat și am exemplificat acest lucru. Iar oamenii credincioși i-au recunoscut mărimea lui Dumnezeu. Ce mare ești tu, Doamne, Dumnezeu le spunea David despre el. În versetul 13, sigur, este o întrebare care este o întrebare a unui acuzator, pornind de la premisa că este nepotrivit, se plânge
împotriva lui Dumnezeu, sigur că este nepotrivit, sigur că Dumnezeu este suveran și nu dă socoteală, nici nu are cui, nici nu are de ce. Sigur că în suveranitatea lui nu sunt lucruri care să poată fi contestate, iar perioadele când nu înțelegem binele care este ascuns în faptele lui Dumnezeu sunt limitate și apoi vin acele timpuri în care ne dăm seama cât de greșit am judecat ceea ce ni se părea că Dumnezeu a făcut într-un mod nepotrivit. Pentru cel însă care este în suferință, trebuie să știm că el are o clauză care îi atenuează, să zicem, stările lui sau plângerile lui. Pentru că, sigur, au existat plângeri, poate nu împotriva lui Dumnezeu, dar plângerile au existat. Nu sunt mai puțin întemeiate plângerile. Și aș vrea în această privință să spun că nu e rău doar când plângi împotriva lui Dumnezeu, ci plângerea în sine, care nu neapărat înseamnă lacrimi, poate să însemne o stare de nemulțumire, poate să însemne acele murmure sau cârtiri din corturile israeliților, care fără să fie plângeri, erau atitudini de profundă nemulțumire față de situația lor și reproșurile de a fi fost luați dintr-o țară bună a Egiptului și apoi să rătăcească prin pustiu. Asta constituie o experiență tristă din viața poporului. Imediat după cântarea Mariei au început murmurile, nemulțumirile. Și dacă suntem atenți să le vedem, ele au marcat drumul poporului prin pustiu și le-au atras în final pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu. Când șerpii au înveninați, au pătruns în tabăra lui Israel, s-a datorat murmurelor. Și spun despre murmure pentru că poate plângerile față de Dumnezeu sunt mai rare, dar murmurele pot fi, pentru că ele pot fi lăuntrice, iar echivalentul lor este ceea ce în o epistolă a apostolului Pavel, când sunt descriși oamenii care se abade la credință, între trăsăturile lor este și aceasta, nemulțumiți cu soarta lor. Se pare că au o soartă. Așa este și autorul psalmului 73, și pune problema prin comparație cu ceilalți. Trebuie să fim atenți în această privință. În general, credința atrage suferința. Asta este, iar toți cei ce vor să trăiască cu evlavie știu ce înseamnă această suferință. Petru vorbește într-un mod deosebit de suferința prin care trec cei credincioși. Subliniază lucrul acesta că să nu sufere nimeni pentru că face rău, dar pentru că este credincios, datorită lui Hristos, să glorifice pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Trebuie să fim atenți la stări de nemulțumire exprimate sau neexprimate, nu neapărat care ajung plângeri. Apoi urmează această argumentație care până la urmă are în esență două lucruri. Încercarea lui Elihu de a-L îndreptăți pe Dumnezeu în faptele lui, pentru că el a spus nu dă socoteală de faptele sale și Elihu încearcă să-L îndreptățească pe Dumnezeu pentru ce nu dă socoteală, scoțând în evidență felul în care se comportă Dumnezeu în relațiile cu oamenii. Și el spune despre această reală dreptate a lui Dumnezeu, întâi preocuparea lui pentru dialog cu omul, vorbește omului și, în adevăr, relația dintre Dumnezeu și om îl are ca inițiator întotdeauna pe Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-ar putea îndrăzni de la sine sau din capul său să se apropie de Dumnezeu fără inițiativa lui Dumnezeu. Este exclusă relația cu Dumnezeu. Sigur, odată este prin cuvânt și cuvântul este autoritar, este o chemare exterioară, generală, a doua oară este
o vorbire personală, lăuntrică, care are valoarea să pecetruiască, cum spune el aici, expresia este bună, frumoasă. El deschide urechea, deci la prima nu a luat seama, la a doua ia seama, pentru că el le deschide urechi. Prima vorbire a găsit urechi închise și este în general o realitate că în fața cuvântului lui Dumnezeu urechile sunt închise. Sau, cum spune în Apocalipsa, cine are urechi de auzit să audă. Sunt urechi, poate pentru partea, să zic așa, estetică a ființei umane, dar nu de auzit. Sunt urechi care vorbesc. Ce aude, zice, asta s-ar potrivi pentru celălalt și ricoșează cuvintele de tra, asta e pentru X, asta e pentru Y, asta nu e pentru mine, eu nu, așa. Sigur, e o realitate. El le deschide urechea oamenilor. Prin această intervenție, care este a doua, al doilea fel de vorbire și care cuprinde patru aspecte. Dacă nu greșesc, în primul aspect este într-un vis sau o viziune. Și este o realitate că Dumnezeu folosește această cale. Nu orice vis este un cuvânt din partea lui Dumnezeu, aici se fac, sigur, abuz de interpretare. Așa cum s-a amintit, majoritatea se nasc din mulțimea gândurilor și nu trebuie încercate tălmăcirile sau aplicațiile lor. Scriptura vorbește și de visători, sigur, unii și-au visele și le dau drept cuvinte ale lui Dumnezeu, ceea ce este un abuz. Al doilea fel, și vorbește în felul acesta, deci o vorbire directă prin vise, ca să întoarcă pe om de la fapt. În adevăr, întoarcerea la Dumnezeu este, așa cum s-a amintit, lucrarea activă a lui Dumnezeu, pasivă din partea omului, așa cum este de pildă și aducerea acasă a unei oi rătăcite sau găsirea unui ban pierdut. Sigur, fiul risipitor pare că se întoarce, dar pentru că pilda lui este precedată de celelalte două, mesajul este că singur nu vine cineva. Cine ar, ce oaie rătăcită s-ar întoarce, ce ban pierdut s-ar întoarce în buzunarul din care a fost pierdut. Este exclus. Sigur că pornind de la aceasta și de la sublinierea în esență de două ori, și fiul risipitor s-a întors datorită atracției pe care o reprezenta tatăl său și casa tatălui său, este o realitate. În profetul Ieremia se spune în această privință: întoarce-mă tu și mă voi întoarce. Și tot acolo se spune: după ce m-am întors, m-am căit. Este o ordine pe care trebuie să o reținem, pentru că de obicei ni se pare invers, că întâi ne căim și apoi ne întoarcem, sau că noi ne întoarcem. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce. După ce m-am întors, m-am pocăit. Din acest al doilea fel direct de vorbire, este o ocrotire miraculoasă sau o izbăvire providențial. În versetul 18, îi păzește sufletul de groapă și viața de la pieirea prin sabie, o izbăvire miraculoasă care are uneori efectul de a deschide urechea celui care n-a fost atent la cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt experiențe reale în această privință. De pildă, aș aminti de felul cum a fost, între altele, de felul cum a fost izbăvit Naaman sirian, izbăvit de lepră într-un chip miraculos, s-a petrecut dintr-o dată în el o schimbare. Dar și alții, sigur, în Scriptură putem găsi aceste intervenții providențiale, izbăvitoare, care deschid atenția spre cuvântul lui Dumnezeu, lui Naaman, fără ca să-i mai fi vorbit Dumnezeu, conștiința lui a spus că n-ar fi bine să se mai închine în fața unui zeu. Și celelalte lucruri. Am putea găsi și alte exemple și sunt și experiențe din viața celor care
a trecut prin aceste situații, care s-au întors la Dumnezeu nu printr-un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ci printr-o intervenție providențială, salvatoare. În al treilea rând al acestei vorbiri directe este pedeapsa cu suferință. Este pedepsit și cu durere pe patul lui și aceasta este descrisă în detaliu. Cel mai detaliat este aceasta a treia cale prin care vorbește Dumnezeu, prin pedeapsă, cu durere pe patul lui, cu luptă neîncetată, viața este desgustată de pâine, îi piere carnea de nu se mai vede și oasele lui care nu se vedeau ies în afară. Aș vrea să remarc că, în adevăr, suferința este o altă cale a lui Dumnezeu de a vorbi și există în această privință și exemple în Scriptură, cum există și exemple în viața celor credincioși care, neacceptând cuvântul lui Dumnezeu de bună voie, neînțelegând nici izbăvirile providențiale ale lui Dumnezeu în viața lor, au fost apoi pedepsiți de Dumnezeu cu suferință și pe partul de suferință, unii poate chiar în ultim moment, au acceptat acest mesaj al lui Dumnezeu cu prețul durerii, cu prețul suferinței, cu prețul zdrobirii. Probabil că detalierea acestui al treilea fel al vorbirii directe a lui Dumnezeu să fie întemeiată pe înțelegerea și a lui Elihu și a celorlalți trei înțelepți că Iov se află în această categorie și că dacă el suferă, aceasta este datorită pedepsei lui Dumnezeu. Aici este locul la care ajunge într-un mod deosebit și aici se accentuează asemănarea cu ceilalți. Ei văd în suferință, în suferința fără seamă și expresiile redau situația lui Iov, dezgustarea de pâine, sufletul de mâncare și slăbirea lui extremă, cașexia lui, piere carnea de nu se mai vede și toate celelalte descriu starea suferinței lui Iov și au semnificația: uite cum ești tu, tu n-ai ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu, tu n-ai ținut cont de intervenția lui pe căile mai puțin dureroase și acum treci prin această suferință și vor fi suportul pentru Elihu ca să-l convingă pe Iov că este păcătos și că de aceea suferă și că să ia din suferința aceasta un mesaj din partea lui Dumnezeu. Sigur că în principiu el ce spune, spune corect, dar în mod concret el nu este corect, pentru că Iov nu era în această situație, el nu suferea ca pedepsit. Și aici aș vrea să facem o mică deosebire între pedeapsa, între suferința ca pedeapsă, pentru că așa o prezintă Elihu către Iov, suferința ca pedeapsă și suferința ca alt motiv. Trebuie să știm că există și alte motive ale suferinței, iar Domnul Hristos insistă asupra acestui lucru și cei credincioși care au fost trecuți prin încercări, prin necazuri, prin suferință, au înțeles că acesta le era drumul comuniunii cu Dumnezeu. Vi s-a dat harul nu numai să credeți, dar să și suferiți. Elihu nu vorbește despre o altă categorie de suferință, poate nici nu știa, decât suferința ca pedeapsă. Pentru Iov era o suferință ca favoare, ca har. Și mulți i-au avut, nu toți cei credincioși, sigur, această favoare este acordată selectiv pentru aceia pe care Dumnezeu îi socotește potriviți, nu toți au aceasta. Sigur, trebuie să fim atenți la suferința ca pedeapsă pe care Dumnezeu administrează, în adevăr, prin suferință, suferință care este progresivă și care poate să ducă la epuizarea,
celui care trece prin suferință și suferința ca har, ca favoare din partea lui Dumnezeu, prin suveranitatea providenței lui Dumnezeu și prin harul comuniunii cu Domnul Hristos, care este om al durerii și obișnuit cu suferința. Ce-ar fi fost ca să fi rămas la gândirea că el este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Așa îl văd și Elihu împreună cu ceilalți înțelepți pe Iov. Al patrulea aspect al acestei vorbiri directe este moartea. Sufletul lui se apropie de groapă și viața lui de cei care aduc moartea. Gândul morții, sigur, este un mesaj din partea lui Dumnezeu și pentru mulți dintre cei credincioși teama de moarte a fost argumentul care a schimbat o vorbire indirectă într-o vorbire directă. Eclesiastul spune: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de tine, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și apoi expune ce înseamnă această moarte iminentă și o descrie, sigur, cu un talent deopotrivă poetic și filozofic impresionant în Eclesiastul. Cunoaștem conținutul ultimului capitol: adu-ți aminte de Creatorul tău în zile tinereții tale. Aș vrea să spun pentru cei tineri: adu-ți aminte înainte de a veni zilele cele rele și de a se apropia anii despre care le zice: n-am nicio plăcere în ei. Moartea este o realitate. Sigur, Dumnezeu nu pentru moarte ne-ar chema la El, ci ne-ar chema la El pentru viață, și aceasta este mesaj. Moartea a fost din partea lui Dumnezeu rânduită doar pentru Domnul Hristos, nu pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața eternă. Pe când pentru Fiul a fost porunca din partea lui Dumnezeu: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Sigur, El și-a asumat-o, cum știm, înțelegem sigur toate tainele acestea, dar este o realitate. Rezumând această parte, Dumnezeu este drept și corect față de om, în adevăr. Elihu încearcă să-L îndreptățească pe Dumnezeu în fața lui Iov. El de la început spusese despre încercarea aceasta care a fost și a celorlalți: puneți lucruri nedrepte ca să-L îndreptățiți pe Dumnezeu. Le spusese lucrul acesta. Deci cum să-L îndreptățim noi pe Dumnezeu? Aici El nu spune explicit, dar aceasta este, vrea să arate că Iov este incorrect în plângerea lui și că Dumnezeu este drept. Iar dreptatea lui se manifestă în bunăvoința cu care se apropie de om. Omul însă este îndărătnic, nu ia seama. Și atunci apare, pentru că nu ia seama, atunci apare aceste încercări din partea lui Dumnezeu, care sunt reale. Nu sunt toate, o să știm, dar atâta știa Elihu, atâta spunea, nu sunt expuse corect, atâta știa, atâta spunea, sunt expuse tendențios, sigur, aceasta nu era un lucru care să, nu mai este deja un lucru care surprinde, pentru că stăruiește cel mai mult asupra suferinței, iar eu era omul care se afla în suferință. Cei în suferință au drept la mângâiere, nu la acuzații. Trebuie să știm lucrul acesta și poate la rugăciuni, așa cum este textul din epistola lui Iacov din capitolul 5.